Dumnezeu să fie binecuvântat. Doar pentru câteva clipe să rămâneți în picioare, citim cuvântul Domnului din Marcu 4, potolirea furtunii, versetele de la 35 la 41. Marcu, capitolul 4, începem citirea cuvântului din seara aceasta cu versetul 35. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis, să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umple corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim. El s-a sculat, a certat vântul și a zis, mării, taci, fără gură, Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Amin. Până aici cuvântul, reocupați-vă locurile. Dragi mei, ziua de duminică este o zi plină. Suntem în casa Domnului de dimineață până seara. Uneori avem musafiri, Ni se cere trei ore dimineața, poate mai bine, două ore și ceva seara, poate mai bine, să ne concentrăm la tot ce se întâmplă aici. Și lucrul acesta nu-i puțin deloc. Ni se cere să cântăm, să ne rugăm, să fim activi, să manifestăm pasiune și interes. Unii dintre dumneavoastră călătoriți spre biserică de la distanțe mai mari. Alții aveți copii mici sau persoane în vârstă de care îngrijiți. Unii sunteți foarte obosiți încă de săptămâna care tocmai s-a încheiat. Apreciez efortul dumneavoastră să fiți aici. Apreciez că ați fost și de dimineață. Știu că nu este ușor, însă dumneavoastră știți că se merită. Cu efortul acesta ne vom întâlni într-o zi și ziua aceea va fi veșnică. Cu efortul pe care îl depunem la faraon, ne întâlnim din două în două săptămâni, îl depunem la bancă și nici bine nu trece că îl spulberă bilurile pe care trebuie să le plătim. Dar cu ce facem pentru rege, pentru învățător, pentru împărat? va rămâne, să vă întăriți și să vă bucurați că aveți onoarea și mintea întreagă ca să alegeți să fiți în casa lui Dumnezeu. Vă prețuiesc că veniți la repetiții și cântați informațiile bisericii, pe lucrători care dedică timp să predice Evanghelia, pe dirijori care conduc formațiile, grupurile de închinare, pe ceilalți lideri care conduc departamentele, pentru oamenii lui Dumnezeu care mai cu o durere la un genunchi, la cap sau la stomac vin la adunare. Sunteți niște oameni frumoși la suflet, Dumnezeu va a iertat, sunteți poporul Domnului. În seara aceasta vreau doar să vă recomand ceva. Să nu cădeți de oboseală, să nu fiți plictisiți, mai avem 25 de minute. Să evitați ispita de a intra într-o stare de surzenie psihică. Vă puteți ascunde în spatele feței întoarse înspre mine, dar inima fiind așa de obosită să se gândească la altceva sau la nimic. În seara asta o să spun cuvintele care au ieșit din gura Domnului. Ele sunt cuvinte de valoare să le dați atenția cuvenită pentru că gura aceasta care a vorbit este gura Domnului pe care noi îl iubim. Să cinstiți pe Domnul și să vă păziți piciorul când intrați în casa lui Dumnezeu. Să fiți niște oameni care ați învățat din ieri și din alalteri. Ieri și alalteri când am plâns, când am suferit și dacă nu era Domnul de partea noastră, ne-am fi prăbușit. Dar El a fost de partea noastră și ne-a binecuvântat și avem în inima noastră o recunoștință adâncă în cinstea Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mi-a rămas ceva timp să spun un cuvânt de predică și îl spun cu toată dragostea în numele Domnului și de dragul dumneavoastră. Am un cuvânt de predică care se adresează oamenilor care se simt singuri. Poate nu sunt singuri, poate sunt aglomerați de oameni, dar se simt singuri. Oamenilor care se simt părăsiți de Dumnezeu, oameni care au, răspunsuri, care au, între... care au nevoie de răspunsuri la întrebări, care au nevoie de vindecare la boli, de soluții la probleme. Și predica aceasta se numește liniștea din mijlocul furtunii. Trăim într-o furtună permanentă și chiar dacă ni se oferă pauze scurte pentru a ne trage sufletul, pentru a ne trage răsuflarea, trăim în mijlocul unei furtuni care s-a născut odată cu noi și care va muri odată cu noi. Și în furtuna aceasta, undeva în mijlocul ei, există o stare de liniște adâncă pe care o dă Dumnezeu. Vreau să predic despre asta în numele Domnului. Iisus i-a învățat pe oameni lângă mare, ne spune Scriptura. Și oamenii de asemenea ne spune Scriptura că se îmbulzeau ca să asculte cuvântul. Trebuie să acceptăm că oamenii se îmbulzesc și astăzi. Însă se îmbulzesc la meciurile sportive, la întâlnirile sportive, se îmbulzesc la magazine în perioada de reducere de prețuri, se îmbulzesc la tot felul de evenimente care gâdilă firea, dar oamenii nu se mai îmbulzesc să-L asculte pe Isus. Orice persoană care îl adoră pe rege are în sufletul ei o durere, pentru că oamenii nu mai prețuiesc prezența lui Dumnezeu. Oamenii nu se mai îmbulzesc să asculte cuvintele în care există soluții pentru problemele lor și răspunsuri pentru întrebările lor. Vindecări pentru, sau vindecare pentru bolile lor. Oamenii se îmbulzesc în locuri greșite, pentru motive greșite, autocondamnându-se la o stare de singurătate și de frustrare. Cât de nefericiți sunt oamenii datorită intenției lor și deciziei de a se îmbulzi pentru nimic. A trecut vremea când oamenii se îmbulzeau să asculte Evanghelia. Am fost anul ăsta în România, alături de un grup însemnat din biserica noastră. Însemnat înseamnă un număr mai mare. Și am recunoscut și eu și ei că în România scade interesul pentru Evanghelie. În ciuda faptului că i-a lovit apa și foarte multe case au fost luate de apă, în Rusia focul a distrus multe case, peste Pakistan a venit din nou nenorocirea și nenorocirea se plimbă de la o națiune la alta și mă mir cum oamenii în nenorocirea lor au ochii închiși pentru Hristos pe care ar trebui să-L îmbulzească cu prezența și cu interesul și cu rugăciunea lor. Liniștea din mijlocul furtunii. Primul lucru pe care aș vrea să-l spun în legătură cu predica asta este chemarea ucenicilor. Fiecare dintre cei 12 ucenici au avut un alt mod de viață înainte să fie chemați de Hristos la mântuire și la slujire. Și faptul că au răspuns chemării Mântuitorului, ucenicii au devenit privilegiația lui Dumnezeu. Au intrat în biserica lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu, în grupul intim al Domnului Isus. Au stat în anturajul Domnului și puțin câte puțin în inima lor s-a creat o anumită mentalitate de oameni privilegiați. În inima lor s-a creat o mentalitate de oameni privilegiați. S-a creat o mentalitate de oameni mântuiți de păcat. Pentru că Isus i-a chemat la pocăință și ei au știut că sunt iertați. S-a creat o mentalitate de oameni vindecați de boli. Ei au fost martori când unul dintre ei a avut, o soacră, a avut soacra bolnavă. Și ei au fost martori când Domnul a luat-o de mână și a ridicat-o. Spre surprinderea lor, femeia aceasta în vârstă a fost vindecată pe deplin, într-un mod miraculos și inexplicabil. Oamenii aceștia au avut mentalitatea unor persoane. Protejate în mod supranatural și binecuvântate de prezența Domnului, pe care n-au mai părăsit-o pentru trei ani și jumătate. Dintre mulțimea de oameni care o îmbulzeau pe Domnul, El doar la 12 persoane a spus, urcați-vă în corabie și treceți pe malul celălalt. Ce privilegiu să te aleagă Dumnezeu dintr-o mulțime imensă și să-ți spună, tu o să rămâi cu mine. Vreau să fii cu mine în corabie și să trecem pe malul celălalt. A trece pe malul celălalt în mod literal înseamnă să traverseze lacul Genezaret, Malea Galilei, dar în mod simbolic înseamnă să mergem într-o altă zonă a vieții noastre, să ne deplasăm într-o zonă unde vom lua decizii să ne comportăm diferit și să avem un alt mod de viață. Ei bine, oamenii aceștia s-au simțit privilegiați și au dezvoltat în mintea lor o mentalitate de oameni privilegiați. În aceeași zi, Iisus a renunțat să stea de vorbă cu familia lui, acceptând să stea de vorbă cu ei. Nu vă supărați, pentru, domn, pentru ucenici, atitudinea Domnului a avut un impact teribil în mintea lor. Oamenii aceștia s-au pus în concurență cu membrii familiei Domnului. Și Domnul a rămas să stea de vorbă cu ei și a spus, familia mea sunteți voi. Nu mai imaginați-vă ce impact a avut pentru ei cuvintele Domnului. Aceste cuvinte au avut au creat o mentalitate, au promovat o mentalitate, mentalitatea unor oameni privilegiați. Mai mult de atât, ei au fost instruiți de Mântuitorul. Scriptura ne spune că Domnul vorbea poporului în pilde, dar lor, după ce poporul pleca, mulțimea de oameni care l-ascultau, lor Domnul le explica pildele. Cine sunt lor? Cei 12 ucenici, grupul privilegiat. Apoi ei au fost trimiși în slujbă Primind autoritate peste demoni. Ucenicii au primit mandatul și autoritatea să predice Evanghelia și să scoată demoni. Ucenicii se simt în voia lui Dumnezeu și cred că nimeni și nimic nu-i poate opri. Ei sunt mântuiți, ei sunt în corabie cu Domnul la porunca Domnului, nu la inițiativa lor, ei dau curs prin ascultare la o poruncă. Ei sunt pe direcția cea bună spre malul celălalt. Ei sunt în anturajul Domnului și în anturajul Sfinților. Ei sunt în misiune pentru Domnul. Unde poți fi într-un loc mai bun decât în prezența lui Isus, în anturajul Sfinților, în locul unde Dumnezeu îți spune să fii și pe direcția pe care Dumnezeu te cheamă să fii? Toate aceste realități au dezvoltat în inima ucenicilor o mentalitate de oameni privilegiați. Asta le-a dat valoare de sine. Eu sunt cu Isus și a creat așteptări mari în inima lor. Iisus este cu mine. Ei au crezut că de aici înainte nu li se va mai întâmpla nimic rău. Sunt în corabie cu Domnul. Ei au crezut că dacă Domnul îi cheamă la Evanghelie, dacă sunt în misiune, dacă Isus este în mijlocul lor, dacă sunt în anturajul Sfinților, nu va mai fi nimic care să-i deranjeze, nu vor mai exista bariere nu vor mai exista suferințe, nu vor mai exista crize și adversități. Ei au crezut că modul de viață din trecut, cu tot felul de necazuri, de boli, de suferințe, aparțin doar trecutului, fiindcă e un timp fără Dumnezeu, dar acum e cu el. Sunt în corabie pentru că el i-a invitat. Trec pe malul celălalt pentru că el le-a poruncit. El este lângă ei. Sfinții sunt în jurul lor. Sunt în misiune cu Domnul pe direcția cea bună. Cum în contextul ăsta să-ți se mai întâmple ceva rău? Ești liniștit, nu te aștepți nici de cum la o piedică, la o încercare, la un necaz, ești în cel mai bun loc, ești în cel mai bun anturaj, ești în cel mai bun grup, ești pe cea mai bună direcție. Este timpul cel mai nepotrivit să-ți se întâmple ceva rău. Al doilea lucru despre care vreau să vorbesc, încercarea ucenicilor. În timp ce traversau lacul, spre surprinderea lor, a început o furtună atât de puternică încât amenința să se scufunde barca. Câțiva dintre ei erau pescari profesioniști, oameni care au trăit pe apă câștigându-și pâinea, luptându-se cu valurile. Și, în ciuda specialității lor în domeniu, au fost depășiți de situație. Mentalitatea greșită a ucenicilor a făcut ca furtuna să nu fie cea mai mare problemă. Și cea mai mare problemă a fost, de fapt, mentalitatea lor, care însemna o serie de așteptări, care au fost create de elementele menționate de mine mai devreme. Încercarea este și pentru oamenii lui Dumnezeu. Mai este încercat omul care trăiește lângă Isus. Omul care nu rămâne pe primul mal și se duce spre celălalt. Omul care ascultă de Dumnezeu. Omul care nu se duce să se culce. Era seară, era obosiți. Citiți că începând cu capitolul 4, Iisus a început iarăși să învețe. Tot capitolul 4 presupune o zi lungă de acțiune, de misiune. Și au fost cu Domnul în ziua asta, o zi lungă, a venit seara. Erau foarte obosiți, probabil erau și nemâncați. O zi întreagă Hristos a vorbit oamenilor. Și acum, în loc să meargă să se culce, au renunțat la ei și la nevoile lor și au rămas cu Domnul. Unor astfel de oameni să li se întâmple o încercare așa de mare, cea mai mare problemă pe care o are un credincios atunci când trece prin necaz nu este necazul, ci este răspuns la o întrebare care îi chinuie mintea. Doamne, eu am venit la adunare joi, duminică, de două ori marți la rugăciune, miercurea la repetiție, am dat, Doamne, bani cât am putut de mult și am încercat să trăiesc o viață care te onorează pe tine. Am vecini care se destrăbălează și necazul stă departe de casa lor. Și pe mine, Doamne, care mă tem de numele Tău, pe mine, Doamne, mă îngădui în furtună? Întrebarea aceasta este o întrebare chinuitoare este o întrebare mai dificilă decât situația în care te afli. Și sunt oameni care uneori își pierd încrederea în Dumnezeu, ajung să cârtească din nemulțumire, neînțelegând de ce Dumnezeu îngăduie o furtună tocmai lor, care se află în voia Lui, care se află în misiune. Furtuna în care s-au aflat ei n-a fost cea mai mare încercare, ci mentalitatea lor. Cu privire la răspunsul de care aveau nevoie, Doamne, și oamenilor aflați în voia ta, li se întâmplă astfel de situații? Încercarea este și pentru cei care își dedică viața ție. Mentalitatea greșită provoacă frustrare, nemulțumire, abandon. Aduceți-vă aminte de Naaman, el vine și în mintea lui există anumite așteptări. El regizează așteptările care le are și le pune pe seama omului lui Dumnezeu care urma să se comporte potrivit așteptărilor lui. Și el singur spune la ce s-a așteptat. El s-a așteptat ca omului Dumnezeu să iasă în fața lui, să-și pună mâna pe rană, să cheme numele Domnului. El a avut anumite așteptări și ele nu s-au împlinit. Și pentru că nu s-a împlinit, o stare de nemulțumire a cuprins inima nu l-a deranjat nimic mai mult decât așteptările înșelate. Așteptările lui însă nu erau justificate, era o mentalitate greșită. Dar cine mai avea acces la mintea lui ca să-l convingă că mentalitatea lui e greșită? El credea că este justificat să aibă aceste așteptări și le-a pus pe seama lui Dumnezeu că nu s-au împlinit și a plecat nemulțumit și bombonind. Nu mai anturajul lui de oameni înțelepți l-a convins să se întoarcă, că nu îi se cere mult să se scalde de șapte ori într-o apă din Israel. De multe ori ți se întâmplă așa. De multe ori te superi pe Dumnezeu, te superi pe dirijor, te superi pe păstor, te superi pe un coleg, pe un frate sau pe o soră, că te sfătuiește, dar ți-e greu să te scalzi de șapte ori, pentru că ai anumite așteptări și spui, dar nu-i normal să se comporte așa cu mine. Acum să nu te superi, dar cine te crezi dumneata? Cine s-a crezut în Aman? Dar de ce suntem noi atât de importanți încât stăpânul nu are acces să ne treacă prin suferință? De ce Dumnezeu nu are acces să hotărască ce vrea să facă cu noi? De ce suntem robi, dar fără stăpân? Sau El este stăpân, dar fără robi? Oamenii aceștia au avut o mentalitate în care nu exista încercare, pentru că ei spuneau așa, eu sunt un om credincios, eu sunt în voia Domnului, eu sunt în barca Domnului, unui astfel de om nu îi se poate întâmpla nimic. Eu dacă mă rog, Dumnezeu trebuie să mă asculte. Eu dacă îi cer ceva, El trebuie să-mi dea. Încercarea ucenicilor era furtuna, Însă frustrarea ucenicilor era atitudinea Mântuitorului. Ei nu cu furtuna au avut probleme, ci au avut probleme cu Mântuitorul. Mi se pare atât de ciudat că ei și-au permis lucrul acesta. Însă nu atât de ciudat pentru că uneori mă regăsesc pe mine și regăsesc pe frații mei în atitudinea aceasta. Uitați ce vreau să spun. Frica ucenicilor venea din încercarea furtunii. Însă frustrarea ucenicilor venea din faptul că Isus își permitea să doarmă într-un moment nepotrivit și într-un loc nepotrivit, fără să se implice. Ei n-au avut așa mari probleme cu furtuna, pentru că ei au știut că e normal să existe furtună. Ei au avut mari probleme cu Isus. Nu era normal să doarmă atunci și nici acolo. De aceea se adresează Domnului cu o atitudine mustrătoare și spune, nu-ți pasă de mine. Puteam să fiu acum pe malul celălalt și să dorm nepăsător, dar mi-am dat viața ție și ție nu-ți pasă de mine. Puteam să merg și să mănânc, că te-am urmat toată ziua în soare. Am făcut ordine în mulțimea de oameni care te-au înconjurat. Ți-am ținut partea, te-am apărat, te-am vorbit de bine. Mi-am pus la bătaie viața, trupul, banii. Am stat lângă tine riscând să fiu vorbit de rău. Familia mea a spus, ești nebun, dar am acceptat asta pentru tine. Și acum nu vezi că e furtună? Nu-ți pasă că mă nec? Ai avea putere să liniștești furtuna, dar nu înțeleg de ce dormi. E timp acum să dormi. Știu că și tu ești, om și ar trebui să dormi, dar acum? Acum dorm, Doamne! Nu ne deranjează necazul care vine peste noi. Ne deranjează că Dumnezeu nu ne ascultă când ne rugăm. Ne deranjează că ne rugăm și nu se întâmplă nimic. Ne deranjează că postim și furtuna rămâne. Ne deranjează că mergem la păstor și ne rugăm cu el și ne facem ungerea și furtuna rămâne. Ne deranjează că spunem la toată adunarea și furtuna rămâne. Și nu furtuna ne deranjează, știm că e normal în viața asta umană. Dar ne întrebăm, unde sunt promisiunile tale? Cine e mai mare ca tine de nu reușești să ajungi până la noi? Ce aș mai putea să fac și n-am făcut? Că te-am urmat cu credincioșie, că mi-am luat copii și am venit la adunare, Doamne, și eram frânt de oboseală, dar mi-am obligat trupul încă o dată să merg și să mă închin și mă așteptam să mă asculți. Doamne, dar nu vezi cât te fac pentru tine? De ce dormi? Nu ne deranjează furtuna. Ne deranjează că Isus nu se amestecă în necazul cu care ne confruntăm. Ne deranjează faptul că nu ne face dreptate. Ne deranjează că nu se duce odată să-i pună mâna la gură și să-l pună la punct și să-l disciplineze și să-i spună, tași din gură că stai sfântul meu. Tu nu știi ce a făcut ăsta pentru mine. Mare, vânt, cum te ridici împotriva unsului meu? Ne deranjează că nu ne ia apărarea. Ne simțim nedreptățiți. Ne simțim niște eroi care ne-am dat viața pentru El. Și El doarme. E normal să doarmă, dar acum El nu mă vede cum sunt. El nu mă vede că nu mai pot să răsuflu că doar un om, că am ajuns la capătul puterilor. Acum e timp de somn. Ne deranjează lucrurile astea. Am vrea să vină cu cai și cu călărimea și să ne facă dreptate. Am vrea să scoată sabia și să-i taie în bucăți. Am vrea să se ridice și să ne ia apărarea în mod public spunând de el să nu vă mai atingeți. Și să știe toată lumea că noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Unde este el și de ce doarme? ăsta e timp de somn? Să doarmă el când se scufundă corabia? Să doarmă el când noi înghițim apă și ne dăm duhul de frică? Să doarmă el când noi suntem în corabie, că el ne-a pus să fim. Noi n-am plecat cu corabia să ne plimbăm. El ne-a pus să mergem pe malul celălalt. Ori de câte ori vei vrea să schimbi viața și să te duci pe malul celălalt, te vei confrunta cu o furtună al cărui scop este să te descurajeze și să te întorci înapoi. Dacă vei vrea să te faci mai bun, te vei întâlni cu oameni răi cărora le merge bine și vei fi tentat să rămâi la fel de rău, că uite ce bine le merge lor. Dacă vei fi tentat să schimbi viața, să te dedici Domnului, să dai mai mulți bani, mai mult timp, va veni cineva care te va disprețui, te va bab va spune, a, păi motivația ta este ca să ajungi mare, dai a faci ce faci și te vei amărâ. Și poate că vei da înapoi spunând, Doamne, nu mai îmi trebuie să fac lucrul ăsta. Poate vei avea inima nemulțumită și vei da un pas înapoi. Încercarea ucenicilor a însemnat frică și frustrare. Frica a fost din partea furtunii, dar frustrarea care e mai gravă decât frica a fost din cauza lui Isus. Înțeleg furtuna pentru că e un fenomen natural normal, dar nu-l înțeleg pe el, că el poate să doarmă când eu mor în suferință și în necaz. Dacă soția mea ar dormi într-o noapte, în timp ce eu mă zvârcolesc bolnav, mi-ar fi greu să o înțeleg. Ea nu doarme atâta timp cât eu sufăr. Și Isus, care este Dumnezeu, să doarmă în timp ce soția mea stă trează, nici atâta lucru nu este în stare să fie treaz și să-mi ia apărarea. El nu vede că sunt nedreptățit. El nu vede că sunt bolnav. El nu vede că sunt singur. El nu vede că am îmbătrânit și că boala mă topește și mai am treabă. El nu vede copiii care nu pot fără mine. El nu vede că el nu vede o grămadă de întrebări fără răspunsuri. Înțeleg furtuna, dar nu-l înțeleg pe Isus. Am frică de furtună, dar steribil de frustrat din cauza lui. Ceea ce i-a deranjat pe ucenici n-a fost furtuna de care le era frică, ci a fost atitudinea Domnului de a dormi. Și ei își ia inima în dinți și îl mustră pe Domnul. Ucenicii îl trezesc pe Iisus și îi reproșează indiferență și nepăsare. Foarte mulți oameni cred că uneori Dumnezeu este indiferent și nepăsător. Foarte mulți tineri întreabă prin e-mail, telefon sau personal, ce să fac pentru că mă rog și Dumnezeu nu-mi răspunde. Prin afirmațiile acestea îl acuză pe Dumnezeu de indiferență și de nepăsare lor le trebuie cineva care este plătit ca să sară în ajutorul lor când sună la un anumit număr de telefon. Ce ai zice să sunt pompierii și să, să te sune înapoi și să spună Domnule, îmi pare rău, dar de data asta nu o să venim, descurcă-te singur. Ce ai zice? și doar niște oameni și vin când îi chemi și îl chem pe Dumnezeu când nu mai poți și el doarme. Poți înțelege asta? Poți trece peste asta? Oameni care îl mustră pe Domnul pentru că doarme într-un loc nepotrivit și într-un timp nepotrivit. Dacă încă nu te-ai confruntat cu suferința, nu înțelegi ce spun eu, dar dacă ai trecut prin adâncimea văii, unde ai simțit că nu-ți mai rezistă trupul și mintea la suferința la care ești expus, la singurătatea prin care treci, la nedreptatea care ți se face, atunci trebuie să recunoști că acolo jos ai fost tentat. Să-l întrebi: De ce dorm, Doamne? Nu-ți pasă de mine că sunt bine intenționat și cu câtă putere am ca un muritor încerc să te slujesc? Este adevărat că ai gândit așa? În mijlocul furtunii ai fost un om frustrat, un om nervos, un om nemulțumit, un om care ai fost gata să iei decizii în singurătatea pe care ai simțit-o. A treia punct al predicii mele, mustrarea ucenicilor. Observați că Mântuitorul se trezește și face două lucruri. Primul lucru este să spună vântului stop și să-i spună mării oprește-te. Să-i spună vântului stop și să spună mării oprește-te. În primul rând, Mântuitorul rezolvă problema. Și când problema e rezolvată, când tensiunea oamenilor vine la normal, Domnul se uită la ei și le spune două lucruri. Îi evaluează și îi găsește ușor în cântar. Le spune sunteți niște fricoși și niște necredincioși. Sunteți niște, fri... sunteți niște fricoși față de furtună și sunteți niște necredincioși față de mine. N-aveți încredere în mine? Ați plecat de acasă, mi-ați dat inima voastră și n-aveți încredere în mine? Dar voi nu vă întrebați dacă raportul Bibliei spune că barca s-a umplut de apă, cum a mai putut Isus să doarmă în timp ce barca se făcea așa și așa? Cum a putut să doarmă dacă s-a umplut barca de apă? Ai putea să dormi plin de apă? Ce som să fie ăla? Nu vi se pare ciuda somnului? Și Isus poate să doarmă în condiții în care dumneata nu poți să trăiești. Și El se ridică și spune așa, mă deranjează că vă este frică de furtună. Dacă și în prezența mea, văzându-mă cu ochii, vă e frică de furtună, ce fel de oameni sunteți voi? Dacă cu tata de mână țipi, ce fel de copil ești? Și mă deranjează faptul că nu aveți încredere în mine. Mă deranjează acuzațiile voastre. Mă deranjează întrebările voastre. Mă deranjează suspiciunea voastră. Mă deranjează atitudinea voastră de nesiguranță în prezența mea. Mă deranjează. Frica și necredința exprimă necunoașterea de Dumnezeu. Spun ei mai târziu, cine este acesta? Adică, umblați cu el și nu știți cine este. Sunt oameni care umblă cu Isus de zeci de ani, membri ai bisericilor evanghelice și sunt situații în viață când întreabă, ăsta cine e? Ăsta e Dumnezeul care a creat cerul și pământul. Ăsta e Dumnezeul care a creat ploaia, ziua și noaptea. Ăla e, ăsta e Dumnezeu care a coborât atunci în dormitorul dumitale sau în camera la spital în care ai fost și te-a vindecat. Ăsta e Dumnezeu care ți-a ascultat rugăciunea. Ăsta e Dumnezeu care a spus vântului taci și mării fără gură. Și oamenii, în ciuda faptului că se pretind cunoscători de Dumnezeu, în astfel de situații întreabă, cine este acesta? El este Dumnezeul care a creat lumea din nimic. El este Dumnezeul care ne-a făcut pe noi din pământ. Este Dumnezeul care ne-a mântuit omorândul pe Hristos în locul nostru. Este Dumnezeul care ne-a vindecat atunci când doctorii au spus du-te acasă și cumpără ți criu. El este Dumnezeul care ne-a ajutat în ziua necazului. El este Dumnezeul care ne-a dat valoare atunci când nimeni nu ne-a mai dat valoare. Aș vrea să închei spunându-vă o întâmplare. Un tânăr. Care a trecut printr-o astfel de situație, s-a dus la un bătrân și a spus: Mă simt părăsit de Dumnezeu, mă simt fără valoare. Te rog frumos, dă-mi un sfat. Și înțeleptul i-a spus: Sunt ocupat acum, nu pot să-ți dau sfat, dar dacă mă poți ajuta să-mi rezolv problema, o să te sfătuiesc. Și tânărul i-a spus: Ce pot să fac pentru tine? Și. Bătrânul i-a spus următorul lucru. Am aici un inel pe care vreau să mergi în piață, în târg și să-l vinzi. Însă am o condiție și țin neapărat la condiția aceasta. Vreau să nu accepti mai puțin de un ban de aur pe el. Tânărul a plecat s-a dus în piață și oamenii s-au uitat la inel zeci și zeci de oameni și au spus, un ban de aur pe chestia asta? Oh, nici un sfer nu merită, nici un sfer nu merită. Și descurajat spre seară, după ce zeci și zeci de oameni au spus același lucru, s-a întors acasă. S-a dus la bătrân dezamăgit și pe drum spunea, dacă eu aș avea un ban de aur, eu îl aș da, ca mai apoi să-mi dea sfatul de care am nevoie. Dar nu am. Bătrânul l-a întrebat, ai vândut inelul? Și a spus nu. De ce? Oamenii mi-au spus că niciun sfert dintr-un ban de aur nu face. Și bătrânul i-a spus, te rog frumos acum, pentru că n-a închis încă Giuvaergiu, adică cel care, magazinul de bijuterii, te rog frumos să te duci acolo și să încerci să-l vinzi. Întreabă-l pe meșterul de acolo cât îți dă pe inel. Când a ajuns acolo, meșterul l-a pus sub aparatul care mărea foarte mult și avea capacitatea să evalueze corect calitatea inelului. Bătrânul s-a uitat la el și a spus: De unde ai inelul ăsta așa scump? Tânărul s-a mirat. Scump? Da. Da, cât face? a întrebat tânărul. A spus: În mod normal face 80 de lei de aur. Dar, fiindcă trecem printr-o perioadă de criză financiară, nu pot să-ți dau decât 70. 70 de lei de aur? Da. Nu-l vând, nu-l vând. A luat inelul și s-a întors deosebit de mirat la bătrân. Și bătrânul l-a întrebat, ai fost? Da. Și ce a zis meșterul? A spus că merită 70. Bătrânul s-a uitat la el și a spus următorul lucru. Neprofesioniștii acestei lumi se vor uita la tine și îți vor spune următorul lucru. Ești un gunoi, ești o epavă, ești un faliment, nu ești bun de nimic. Mai bine spânzură-te, să nu te mai văd, pleacă din prezența mea. Însă, atunci când te vei întâlni cu el, cu meșterul, el care se pricepe să aprecieze cât faci, el îți va pune prețul corect. Prețul tău, tinere este un preț mare. L-a întrebat bătrânul, spune de ce sfat ai nevoie de la mine? Și tânărul bucuros a plecat spunând, tocmai mi-ai răspuns. Un tânăr frustrat, cu un puternic complex de inferioritate. Un tânăr care, simțea, care, se simțea abandonat și nebăgat în seamă de tinerii de vârsta lui. Un tânăr fără părinți care nu avea bani și care nu ieșea în evidență prin nimic special. S-a săturat de anonimat, de singurătate, și de inferioritate. Și s-a dus la bătrân să-i spună, n-am valoare. Și bătrânul i-a spus următorul lucru, oamenii n-au dreptul să spună câtă valoare ai tu. Dacă vrei să știi câte valoare ai tu, întreabă-L pe Dumnezeu. Faptul că te-a creat și că în fiecare zi de când te-ai născut până astăzi te satură, te odihnește, te binecuvintează, dovedește faptul că ai valoare. Faptul că l-a trimis pe fiul său ca să-ți ia păcatul și să rămâi liber și iertat, dovedește că ai valoare. Faptul că se deranjează și în ciuda faptului că sunt șase miliarde și jumătate de pământeni și te ascultă pe dumneata când te rogi dintr-un anumit loc la un anumit moment dat, dovedește că ai valoare. Faptul că ești aici în casa lui Dumnezeu și când scântări de laudă și ai în inimă speranța că ești un om mântuit, dovedește că ai valoare. Dragi prieteni, când veți vrea să treceți pe malul celălalt, va veni diavolul și printr-o anumită încercare vă va spune următorul lucru. Vedeți că doarme? Vedeți că nu-l interesează de voi. Bătrânii noștri au fost buni, ei au fost sfinți, dar generația noastră nu-i bună de nimic. Pe noi Dumnezeu nu ne ascultă. Degeaba vii la biserică, degeaba te rogi, nu ești bun de nimic. Mai bine stai acasă, mai bine du-te și bucură-te de lumea asta, că aici e iadul, aici e raiul. Și mulți au ascultat. Ascultă cuvântul Domnului în seara asta. Ai o mare valoare în fața lui Dumnezeu, indiferent de cine ești. Ai o mare, în fața, o mare valoare în fața lui Dumnezeu pentru că Hristos a murit pentru dumneata. În ochii lui Dumnezeu ești de preț. El nu doarme și nu dormitează. El te vede, cunoaște situația prin care treci, dar intenționat a pus-o în fața Dumitale. Ca să confirme ceva, ca să te confrunte cu ceva, ca să te corecteze cu ceva sau ca să te consolideze în un fel. Încercarea prin care treci are valoarea ei. Liniștește-te, Dumnezeu a regizat totul. Liniștește-te să nu-ți fie frică. Spune doar atât, Doamne, voi muri într-o zi. Dar dacă vrei să mor acum părăsi de tine și să te faci de rușine, să zică lumea că nu ești în stare să mă protejezi, lasă-mă singur. Dar ești în mâna lui Dumnezeu. Ești ocrotit de Dumnezeu, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu îți poartă de grijă să nu cârtești înaintea Domnului și să nu-ți fie frică, să știi că ai valoare, să nu mai asculți la amatori ăștia care te disprețuiesc. Oamenii ăștia nu se pricep să pună prețuri. Prețul pe care îl ai este egal cu Fiul Său, Iisus Hristos, pentru că l-a dat pe El în locul dumitale. Dacă te simți singur să știi că ești cu El, dacă te simți un nimeni să știi că ești cineva, dacă te simți fără Dumnezeu să știi că El este la dreapta dumitale. Întărește-te și îmbărbătează-te și du-te acasă bucuros, fără frică și fără necredință. Și de astăzi înainte dă-ți viața Domnului și indiferent de situațiile prin care treci, spune așa, pot totul în Hristos care mă întărește, Dumnezeu să te binecuvinteze. Haide să ne rugăm Domnului să fim mai credincioși, lipsiți de frică și întăriți în cuvântul Domnului ca El să ne binecuvinteze. Ne rugăm cu toții Domnului.